Salutul meu de dimineață bună vi-l dau din preajma ceștii de cafea și cu cafea. V-ați băut cafeluța sau ați așteptat ora 10? Sau mai beți cafeluța de la ora 10 numai ca să fiți aici cu mine pe canal și vă mulțumesc. Și ieri, de la început de săptămână, v-ați adunat să vede că sunteți abonați și știți, de luni până vineri, de la 10, ne vedem aici. Am trecut la un fâș mai subțirel, nu așa de scump. A fost doamna, prima doamna României, doamna Carmen Iohannis, cu soțul în Germania să-și ia soțul ceva premiu, ceva diplomă. Și ăștia experți în modă, imediat cu ochii pe doamnă, au făcut un preț. Cât costă îmbrăcămintea primei doamne? Apoi, pardesiu cu rochița, undeva la 22 de milioane. 2200 de lei vechi, mult? Nu-i mult. Sigur, pentru omul de rând pare ceva, dar pentru prima doamnă a României nu-i mult. La Iohannis eram curios cât o costa ținuta. Încă se fac calcule pentru că la el intră mult material. Intră mult material, dar important e să nu intre frigul. Uitați-vă că s-a închis Transalpina. Nu numai am închis școlile, nu numai am închis restaurantele, am închis și Transalpina. Până pe 1 iulie 2021, la revedere poze de pe Transalpina. Ca nins, îi frig și urât. Îi frig și urât, sezonul gripelor a început. Ne mai curge nasul, mai tușim, trebuie să fim atenți. Că ne-a sfătuit domnul fost președinte Băsescu, nu avem timp de pierdut până descoperim noi aici în industria noastră farmaceutică să împrumutăm de la ruși, mai bine zis să luăm de la ruși antidotul vaccinabil contra COVID. Băsescu șmecher. Bine zice el, să mai luăm și noi ceva de la ruși. Că rușii ne-au luat tezaurul, ne-au luat vreo 47 de ani de libertate, să luăm antidotul guvidului de la ruși și o vodcă mică pe drum. Dar din America avem alte vești. O elevă de 14 ani se pare că a descoperit adevăratul antidot pentru această calamitate. Vedeți, copii, îi ții în casă să facă școală online și ei, între timp, cine știe ce descoperiri mai fac. Cine știe? Vedeți? Ăștia mici, ăștia tinerii, lor le merg rotițele. Da? Că ăștia bătrâni, ei, numai transferuri. Numai transferuri fac. M-am uitat și în politică acum, că se fac listele de parlamentare. Emanuel Ungureanu, știți, ăla care luptă să renovăm spitalele, să reconstruim sistemul de sănătate, nu, cât poate și el, n-a prins un loc eligibil pe listele USR Plus în Cluj. Așa că s-a refugiat în Buzău. În sfârșit au zis și ăștia, bă, avem un ungur. Îl cheamă Ungureanu, stimați buzoieni. Știu că am un fan activ aici și îl salut din Buzău. Sperăm să descoperă el acolo gaura covrigului din Buzău, să facă treabă. Tăriceanu, bă, de tătă rușinea Tăriceanu. A părăsit partidul ALDE, înființat de el, ca să mai ia un mandat de parlamentar pe listele pro-România. România sau România sau România. Vă dați seama. No, ăsta e traseist sau ce îi? La a cincea nevastă, la a șeptelea partid. Oare și-o fi luat pantalonii aia roșii sau maronii în caz că nu câștigă un mandat? Ce sunt așa de disperați? Ce țin ei așa, mă, să aibă acolo funcție, să fie, să aibă imunitate? Să... Că pentru imunitate ne-a zis doamna Mihaela Bilic. Pentru imunitate trebuie să mâncăm așa un măr roșu, salată de pătrunjel și să bem un vin roșu. Deci un măr roșu, un vin roșu și salată de pătrunjel. Și avem o imunitate de invidiat. Apoi atunci slana, ce ne dă? Super imunitate? Miru pe care și-l pun parlamentarii ne dă imunitate definitivă? O pălincuță nu-i bună pentru imunitate? Nu știu ce să zic. Transferuri. Și Regecalf, acum ar putea face iarăși un transfer minunat, că l-au dat afară arabii de la fotbal, ar putea veni la fosta steaua, la FCSB, că Becali îl așteaptă cu brațele deschise. Haide, Reghe, să câștigăm toate cupele, să câștigăm campionatul, să luăm bani! Da, a apărut pe fir doamna Prodanca. O știți pe doamna Prodanca? Doamna soția lui Regecalf, care e patroană la Hermannstadt Sibiu. Și a zis, no, Reghe nu vine să antreneze în România, îi găsesc eu echipă. Asta da nevastă, mă. Se ocupă de cariera soțului. Orice, numai să nu vină în România să-i facă ei concurență. Că dacă l-ar pune antrenor la echipa ei, a doua zi l-ar și lua la bătaie. Știți ce a pățit și Alexa cu ea? Da. Traseiști și traseism. Fotbal. Da, păi, ci că avem amical. Pe 11 noiembrie avem amical cu Belarusul.
După atâtea bătăi luate de la nordici și austrieci, ne vom relaxa, dar cu mașini Belarus se poate lua bătaie. Dar cum sunt jucătorii noștri pașnici și nu fac niciun protest, o să meargă în Belarus ca în excursie. Nu o să pățească nimic, nici nu o să dea gol. Da, traseismul în politică, traseismul în fotbal. Zice doamna Turcan, suava și înalta doamnă Turcan, zice, că a fost întrebată și ați luat atâția zeci de primari din PSD, au câștigat pe listele voastre mandate noi de primar, acum luați activiști din PSD și din alte partide și puneți cap de listă în PNL. N-ați zis așa în 2017. Ce zicea domnul Ludovic Orban? Nu prea ai voie să mai luăm din alte partide, să candidăm doar cei care reprezentăm partidul de ani de zile. Și suava doamnă Turcan, obosită de atâtea întrebări despre traseism, a zis oftând. Și până la urmă, cine este fără de păcat? Cu siguranță nu voi, mă, nesimțiților. Voi sunteți plini de păcate, omenești și inumane. Dar cel mai mare păcat e al nesimțirii în politică. Deci dacă ți s-a extirpat glanda bunului simț, poți candida din partea oricărui partid și oricâți ani. Da? Doamna Turcan, cine e fără de păcat în politică? Bine că n-a zis, că politica e curvă, o știm și noi. Dar ce să facem? Ce să facem? Noi suntem pe șoseaua de centura bunului simț. Aici activăm. Nu putem fi mai buni. Adevărul e că nu s-a schimbat nimic în ultima sută de ani. Citesc acum memoriile unui preot bătrân, scrise de Nicolae Brânzeu, de undeva de pe Banat. Și exact aceleași metehne ale politicii erau și în urmă cu 90-100 de ani, când erau liberalii, țărăniștii la putere, Goga, Iorga, oameni grei, Titulescu, și ăștia numai cu bani, numai cu influențe, numai cu traseism. Ce ne mai mirăm? Noi suntem de atâtea sute de ani la porțile Orientului. Știm să facem politică doar ca în fanar. Orban. Mai este un șmecheraș pe la Brăila, nu Bucalău, altul. Un șmecheraș care a făcut niște scandaluri, cam dubios. A, l-a lăudat Orban. Păi zice, băiatul e înscris la doctorat, băiatul e de viitor, băiatul, nu vrei să-i cânți cu chitara la nuntă? Nu prea merge. Acum mai sunt ceva posturi bine plătite la stat, de alea de nu faci nimic, dai 10.000 de euro pe lună, și la Romgaz, cea mai mare companie cu capital românesc, la Romgaz vor să pună acolo chiar în frunte niște experți la Romgaz, unul care se pricepe la asfalt, sau mă rog, are competențe în domeniul asfaltului, și unul care se pricepe la rovinete. Deci pe lângă că în politică nu avem oameni competenți, nici pe posturile, la serviciile unde trebuie să avem oameni care să știe despre ce-i vorba, nu se poate să avem așa ceva. Nici acolo. Deci la Romgaz se duce un expert în asfalt. Aia. O să mai ardă și eu gazul de pomană pe câteva mii de euro lunar. Așa e la noi. Da. Dar să nu ne enervăm, mai bem o gură de cafea și ne îndreptăm cu pași mici, dar mari, spre mijlocul săptămânii. Astăzi este Ziua Internațională a Osteoporozei. Nu vă mai țin mult aici, că dacă stăm mult pe scaun, da, osteoporoză, scleroză, dar, vorba doamnei Bilici, ca să bem un vin roșu, eu vă recomand o roză. Roza de Ciumbrud. Dacă intrați pe site-ul Vinul Ciumbrud sau Ciumbrud Vinul, găsiți voi, este secțiunea de comandat produse, comandat vinuri. Completați câmpurile cu ce fel de vin doriți, câte doze sau câte sticle, și dacă la observații scrieți codul Nicu Bendea, aveți transport gratuit. Bă, da, e ceva. Pe drumurile noastre să ai transport gratuit, e ceva. Scrieți Nicu Bendea și primiți gratuit, cu transport gratuit, vinul de la Ciumblut. Plătiți numai cât face și acolo îți reduce. Dar roza alungă osteoporoza, alungă și scleroza. Mă alung și eu de aici. Nici cafea așa e că nu prea e bună. Cam scoate calciu din organism. Dar ce să fac? Dacă nu beau o cafea dimineața, nu pot funcționa. Cred că și voi. Dar mai dăm pentru imunitate un pătrunjel, un măr, un vin roșu, v-am spus de unde, și totul merge. Important e să nu fim traseiști. Să fim noi corecți. În 81 semnalem și liderul Iuliu Melca, cu melodia lor mai avem multe de făcut, câștiga toate topurile muzicale. În 81, piesa era Mai avem multe de făcut. Și este acolo un vers, fii mereu cinstit cu tine, viața nu e o simplă trecere prin timp.
Să alegi răul de bine, să vezi soarele în orice anotimp. Fiecare ceas e un veșnic început. Noi mai avem multe de făcut. Recomandarea dimineții, YouTube, lăsați trending-ul, lăsați jadorii, mocanii, pisicile, sălciile, așa. Bateți acolo semnal M, mai avem multe de făcut. Știu că mai avem multe de făcut, de-aia vă las. Nu mai profit de timpul dumneavoastră liber, îmi cer scuze că am exagerat. O zi frumoasă. Mâine la 10 ne vedem aici pe canal. Toate cele bune!